Sfântul Mucenic Trifon s-a născut în Frigia. Încă din tinerețe, Domnul l-a învrednicit cu puterea izgonirii demonilor și a vindecării diferitelor boli. Odată, Mucenicul a salvat întreaga sa comunitate de la înfometare, oprind cu puterea rugăciunii invazia lăcustelor care devorau culturile și grânele oamenilor. Sfântul Trifon a devenit faimos odată cu izgonirea unui demon din fica împăratului roman Gordian. Când la tronul imperial a ajuns împăratul Decius, acesta a început o persecuție atroce împotriva a creștinilor, cineva l-a părât pe Sfântul Trifon, spunându-i că acesta propovăduia cu mare evlavie credința în Hristos. Curând, Sfântul a fost arestat și interogat, timp în care și-a apărat cu putere credința sa. Pentru mărturisirea sa, Sfântul a fost supus unor torturi îngrozitoare. Toate acestea, Sfântul le-a îndurat cu răbdare. În cele din urmă, a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În Biserica Ortodoxă Rusă, Sfântul Trifon este slăvit ca și protectorul divin al Moscovei. În mai multe icoane rusești, Sfântul apare cu un șoim pe braț. Pe data de 1 februarie, romano-catolicii o venerează pe Sfânta Fecioară Veridiana. Sfânta Veridiana este una dintre persoanele care au trăit în mod eroic consacrarea lor lui Dumnezeu. Se istorisește că unchiul său adunase o mare cantitate de cereale care au devenit foarte scumpe din cauza secetei, dar pe care a reușit să le vândă unui negustor. Când cumpărătorul a venit să și ia marfa, au constatat că magazia era goală, deoarece, între timp, Veridiana dăduse totul săraci. În fața mâniei dezlănțuite a unchiului, ea l-a rugat să aștepte 24 de ore. După o zi, Dumnezeu a răsplătit dragostea și încrederea tinerei administratoare. Căci, într-adevăr, în hambar se afla din nou recolta dăruită cu atâta generozitate. Se istorisește că moartea sa sfântă, survenită la data de 1 februarie 1242, a fost anunțată de dangătul neașteptat și simultan al tuturor clopotelor din castel Fiorentino, care au sunat fără a fi trase de către cineva.